Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la Money Makers. M-am gândit să vă prezint astăzi un subiect exotic, și anume să discutăm despre etica în capitalism, într-un moment în care societatea românească este marcată de scandaluri în zona financiară. Invitatul meu de astăzi este Liviu Răducan, consultant pe probleme de etică corporatistă. Bine ai venit la Money Makers! Bine te-am găsit! Liviu, după cum discutam înaintea începerii acestei emisiuni și îți spuneam de ce doresc să vii în emisiunea Money Makers, era că am observat o discrepanță apărută între standardele de etică practicate în zona corporatistă în România și etica practicată în zona politicului, în zona instituțiilor publice. Și lucrul ăsta m-a frapat. Tu, ca specialist în zona asta, consultant pe probleme de etică corporatistă, cum vezi discrepanța asta? Discrepanța vine în primul rând din faptul că în zona corporatistă etica este imprimată din interior spre exterior. Acționarii, managementul și factorii decizionali dintr-o companie țin la valorile morale, țin la principiile de business. Își setează coduri de etică, coduri de business. Ei își imprimă un set de valori menite să asigure un climat sănătos de lucru în organizație, menite să motiveze oamenii și mai ales să conducă la obținerea unor rezultate cât mai bune prin randamentul organizației. În zona cealaltă, reglementarea vine nu din interior, ci vine din exterior. Adică există legi, există autorități care impun respectarea legii, există controle, există investigații. Cei care sunt supuși acestor acțiuni manifestând o rezistență la aceste tendințe de reglementare și de reglare a comportamentelor, da, de fapt. Dar știi ce m-a frapat pe mine în ultimul an? M-a frapat că persoanele care au fost implicate în diverse dispute din zona conflictelor de interese, persoane care ocupă funcții publice, se arătau mirate, se arătau cumva consternate de faptul că li se atrăgea atenția cu privire la aceste conflicte de interese și lăsau de înțeles că nu au realizat că se află într-un conflict de interese sau că nu a fost o instanță de deasupra lor care să le atragă atenția asupra acestui conflict de interese, că nu există regulamente, că nu există nimic în zona asta care să le fi cenzurat acțiunile sau, mă rog, în orice direcție ai vrea să mă completezi, poți să o faci. Eu te-aș invita să facem puțin abstracție de scandalurile etice și de conflicte de interese din zona instituțiilor publice de stat și să-mi dai un exemplu de conflict de interese din zona privată, din zona corporatistă, în care tu ai o practică în calitate de consultant. Și dacă ai putea să ne dai un exemplu care să fie asemănător cu ceea ce putem numi cazul Mircea Diaconu. Adică un director care e în situația de a-și angaja propria soție în calitate de director, de manager de proiect, să zicem. Ce se întâmplă într-o astfel de situație într-o firmă românească? Într-o firmă românească unde nu există reguli. O luăm pe mai multe stadii. O firmă românească care nu are o politică privind conflictul de interese. Da. Care nu și-a setat niște reguli de acest gen. Directorul se gândește foarte bine dacă să o angajeze pe soția lui și dacă el înțelege că există niște riscuri de integritate odată ce face această angajare, pentru că el va trebui să-i stabilească salariul, să-i stabilească poziția, să-i stabilească competența de a decide în firmă pentru soția lui și toate acestea pot produce distorsiuni în firmă. În mod normal, un director evită să își angajeze soția în firmă, un director onest, chiar dacă nu are reguli. În situația în care are reguli și regulile îi permit să
propună angajarea soției lui, atunci decizia nu îi aparține lui. Decizia îi aparține boardului sau consiliului de administrație sau administratorilor sau acționarilor care sunt deasupra lui și care cântăresc cu obiectivitate dacă este potrivit și dacă este potrivit cu ce salariu și ce fișă de post ar trebui să aibă și în ce mod activitatea ei va fi evaluată și recompensată, nu de către director, ci de către, să zic așa, o instanță superioară. În cazul în care se întâmplă o problemă și directorul și-a angajat soția în organizație, e posibil ca problema aceea să îi afecteze reputația lui. Pentru că dacă soția are o problemă, oamenii în organizație vor vorbi că se întâmplă pentru că el a angajat-o. Climatul organizațional. Climatul organizațional este afectat. Dar eu, dacă îmi dai voie, încerc să te întrerup ca Te să, rog. să. Deci, tu ne trasezi câteva linii directoare. Că un conflict de interese, în primul rând, când apare un conflict de interese, când conștientizăm că e un conflict de interese? Trebuie să fie undeva scris într-o procedură, cumva, nu? Pentru că altfel mulți vor invoca că n-au realizat că e un conflict de interese, nu? Din punct de vedere al organizării corporatiste, trebuie să avem o procedură care să reglementeze cumva gestionarea acestui tip de conflict și să-l definească, nu? Da. Adică rudele, până la ce grad ar implica un conflict de interese, nu? Da. Există astfel de grade de delimitare a unui conflict de interese. Există grade de delimitare a conflictului de interese, chiar sunt definite tipurile de conflicte de interese care pot apărea și ele au fost numite arii de risc privind conflictul de interese. Există aria de risc a angajamentului preferențial, există aria de risc a angajamentului alternativ. Când, de exemplu, vrei să te angajezi mai lucrezi și pentru altcineva și firma aceea poate să fie o firmă concurentă. O arie de risc o reprezintă privind informațiile interne. O altă arie de risc privind contractele, încheierea contractelor. Închei un contract cu firma fratelui meu. Este un conflict de interese. O altă arie de risc este a deciziilor. Iau decizii cu privire la persoane unde am un interes. Dau un exemplu de conflict de interese. Trebuie să fac o delegație și propun ca din delegația asta să facă parte și o domnișoară foarte frumoasă de la resurse umane cu care eu am intenții nu tocmai onorabile. Și, în general, domnișoarele de la resurse umane sunt foarte frumoase. Dau un exemplu. Da. E doar un exemplu. De asemenea, o altă arie de risc sunt politicile privind consultanța. Angajez o firmă de consultanță unde am un coleg de facultate și pe care vreau să-l ajut să îl favorizez. Da. De asemenea, privind cadourile și alte forme de beneficii, privind așteptările personale ale familiei și comunității, așteptări la mine să fac anumite lucruri, să fac o sponsorizare, sau contracte de administrare, de conducere, de consultanță sau chiar de mutare la organizații externe sau organizații non-guvernamentale. De exemplu, fac parte dintr-o asociație profesională și pentru că am posibilitatea, decid să sponsorizez sau să finanțez acea asociație profesională cu o sumă mai mare decât este contribuția legal stabilită. Cu alte cuvinte, eu, spre exemplu, aș fi o persoană expusă la conflicte de interese potențiale dacă aș avea o poziție managerială în care aș avea posibilitatea să angajez oameni. Oamenii aceștia angajați devin subordonații mei și eu îi evaluez, le stabilesc bonusuri. Am posibilitatea să semnez, să angajez în numele companiei pe care o reprezint contracte comerciale, nu? Și mai spuneai tu, se pot face chiar și donații, se pot face diverse acte caritabile în societate, orice act pe care eu îl fac Da. și care angajează cumva compania și nu interesul meu individual direct, în relație cu o persoană care mi este cumva rudă, afin, până la ce grad ar fi un afin? Ne-ar expune la o situație de conflict de interese. Există o delimitare clară? Adică sunt rude de gradul 1, 2, 3, 4, 5, până la ce grad? În practică. În practică, firmele și-au reglementat conflictele de interese până la gradul al patrulea, inclusiv afini. Adică merge până la văr, până la cumnat, se consideră că într-adevăr este un conflict de interese. Nu vorbim de frate, soră, mamă, soție și cei care sunt apropiați. Sunt companii care solicită angajaților să declare inclusiv faptul dacă în contractele pe care le angajează compania,
sunt persoane cu care ei au relații personale de genul foști colegi de facultate, membri în același club de pescuit, în același club de golf, pentru că au constatat că aceste relații pot fi mai puternice de multe ori decât o De relație familie. de familie. Da. Și de fapt, tu ne spui că guidelines-urile în direcția asta se construiesc de la companie la companie în funcție de cazuistică proprie, Da. în funcție de cazurile cu care s-au Problematica. problematică cu care s-au confruntat de-a lungul timpului. Da. Am înțeles. Iar companiile fac un lucru mai nou. Am constatat că organizațiile își stabilesc prin contractele lor situații în care pot anula deal-ul dacă se constată existența unui conflict de interese, a unei incompatibilități sau unui act de corupție. Și prevăd acest lucru în contractele comerciale. Revenind cumva la această paralelă între situația unui director într-o firmă privată și situația actorului și directorului de teatru, Mircea Diaconu, în situația lui în care și-a angajat-o soția, folosind la angajarea acesteia o comisie formată din trei persoane care acele persoane erau subordonate directorului. Ce ai putea să ne spui cu privire la modul în care ar trebui procedat corect? Cum ar trebui procedat corect într-o astfel de situație? Ne poți ilumina puțin în direcția Da, asta? cred că da. Într-o astfel de situație, ar fi trebuit ca din comisia însărcinată să analizeze candidaturile, Da. să nu facă parte nicio persoană care era dependentă de Mircea Diaconu vreun fel, să fie o comisie independentă. Dacă era posibil o comisie compusă din angajații ai primăriei, pentru că primăria este forul tutelar al teatrului. Eu iar o să intervin puțin să fac precizări pe măsură Da? tu ce povestești. Această comisie independentă, de fapt, tu sugerezi că ar trebui să fie pe un nivel ierarhic superior celui care ar lua o decizie, nu? Un nivel ierarhic pe care respectiva persoană să nu poată influența, Exact. asupra căruia el să nu aibă influență. Da. Ar fi tot, de exemplu, cum comisia asta să fie cineva de la Ministerul Culturii, cineva de la primărie și cineva de la un alt teatru, să spunem. Și atunci ar fi fost o comisie independentă care, dacă ar fi luat o decizie într-un sens sau în celălalt, nu ar fi apărut niciun fel de interpretări. Da. Asta este un Obiectivitatea aspect. acestei comisii nu putea fi pusă la Acesta îndoială. este un aspect, recrutarea. Al doilea aspect ar fi dacă este angajată. Organizația fiind o organizație mică și care are doar două nivele ierarhie, subordonație și un șef, soția ar deveni subordonată propriului soț într-o astfel de organizație. Da. Ce s-ar întâmpla în situație? E posibil? E acceptabil din punct de vedere etic? Din punct de vedere etic, nu este acceptabil ca soția, soțul, copilul să fie în directă subordonare a celui care ia decizii în organizația respectivă. Așa ceva nu este acceptabil în zona corporatistă. Tu, cu alte cuvinte, tu ne spui că dacă ești un director ești șeful unei organizații, să zicem, și ești într-o astfel de situație în care deasupra ta nu ai o structură care poate lua o decizie cu privire la angajarea unei persoane cu care ai o relație, dacă ești în postura de a o angaja și sub tine, la nivel ierarhic, nu poți să o subordonezi unei alte persoane decât tu, din punct de vedere etic ar fi ok, eu asta înțeleg din ceea ce spui tu, ar fi ok să nu o angajezi. Da. La rigoare vorbind. Fac o schemă foarte simplă. Da. Aș vrea să o angajez pe soția mea în firma pe care o conduc eu. Da. Am două posibilități. Posibilitatea de a interpune între mine și firma și soția mea pe cineva care să ia decizii și persoana respectivă să poată să o angajeze, să o recompenseze, să o penalizeze sau să o concedieze pe soția mea. Și cealaltă posibilitate, să decid de a nu angaja pe soția mea, pentru că îmi dau seama că acel subaltern al meu nu este independent. Deciziile lui nu vor fi
obiective. Deciziile lui vor fi întotdeauna subiective pentru că el știe că depinde de mine. Și își dă seama că dacă îi face produce un disconfort soției mele, o dezavantajează în vreun fel, el riscă să aibă un conflict cu mine, pentru că acasă lucrurile se discută mult mai direct Da. decât se discută la serviciu. De aceea, recomandabil este să se evite astfel de angajări, pentru că ele nu fac bine organizației. Chiar pot să spun că am întâlnit un caz în care doi oameni s-au cunoscut când ei lucrau în organizație, erau în acea organizație, s-au căsătorit, viața a mers mai departe, au evoluat în carieră, unul dintre ei a ajuns director general, iar ea a ajuns pe baza profesionalismului și a calităților reale pe care le avea director de resurse umane. Din dorința de a nu spune cineva că este avantajată în vreun fel directorul de resurse umane, cel care era director punea presiune, era foarte sever, foarte aspru cu soția lui, practic o discrimina. Trecuse în partea granița în partea cealaltă. În loc să o avantajeze din dorința de a nu i se reproșa că o avantajează în vreun fel, o discrimina. Și era tot o formă de încălcare a eticii profesionale, Și pentru că până nu la era corect. urmă, asta poate periclita cultura domestică, adică se ajunge la conflicte în cuplu până la urmă. Adică uneori încerci să eviți să afectezi cultura organizațională, să Da. menții un climat etic și o să ajungi să afectezi cultura domestică, adică Da. viața de cuplu. Da. Da, foarte interesant exemplul ăsta. Eu vreau să mai aduc o nuanță. Probabil că în mediul românesc sunt mediul românesc de business, sunt patroni acționari care au înființat compania respectivă. E o companie mică, probabil sunt 10, 15, 20 de oameni, au înființat compania respectivă și cumva se identifică cu ea la nivel structural, are poziție executivă în cadrul companiei și se identifică cu această companie. Și atunci se gândește că nu există niciun deranj dacă angajează pe cine vrea el și când vrea el și cum vrea el. Din punctul ăsta de vedere, dacă privim, cum ți se pare? Pentru că toate principiile acestea toate standardele etice, par cumva impuse din zona unui acționariat care nu e identic cu o clasă managerială, să spunem așa. Un acționariat care nu e identic cu managementul. Și atunci impune managementul niște standarde după care să opereze. Da? Într-o Da. astfel de companie mică, ce se întâmplă? E ok să se întâmple așa? A intrat într-o zonă foarte interesantă, și anume zona companiilor de familie. Da. Zona companiilor de familie este o zonă antreprenorială prezentă în România, o zonă în care cei care au construit afacerea, care au avut un succes, au construit o echipă doresc să își lase ceea ce au construit, construcția, pe mâinile copiilor, pe mâinile fraților, pe mâinile rudelor. Sau, diversificându-se și crescând, vor de asemenea să implice și membrii ai familiei lor în business. Această zonă funcționează și ea pe baza unor reguli, pentru că trebuie să știți clar că dacă un proprietar de afacere a avut succes, și și-a investit ani din viață, energie, efort și poate o parte din sănătate în afacere, nu o va lăsa pe mâinile unor persoane, chiar rude fiind, care să risipească ceea ce a reușit el să construiască, să dărâme ce a construit el. De aceea își selectează atent persoanele din familie pe care le însărcinează cu diferite zone ale activității, evaluează foarte critic rezultatele acestora și nu ezită să ia acțiuni de înlăturare a membrilor familiei dacă simt că aceștia creează probleme. Am cunoscut asemenea situații și am apreciat faptul că această transfuzie de spirit antreprenorial de la tată la fiu sau de la tată la fiică are rezultate benefice, pentru că se întâmplă încă un fenomen: tinerii care vin în business, în general, urmează studii la școli de elită și aduc concepte noi, aduc motivațiile
modelele economice avansate de conducere a business-ului și vin să ducă mai departe ceea ce au construit părinților. Interesant. Deci se creează o nouă clasă Generație. între generația antreprenorială și Da, managerială în același timp. da, da. Mai, se dezvoltă mai ales o generație managerială pe baza unei foste generații antreprenoriale. Prima generație a fost antreprenorială și urmează o generație managerială. Da. Da. Interesant asta. Eu aș fi vrut să mai punctăm ceva pentru prietenii, pentru cei care ne urmăresc. Și te-aș întreba, pentru a ne fi și mai clar, de ce a apărut în Occident, la nivelul corporațiilor, de ce a apărut această preocupare pentru etică, pentru reglementarea asta în zona, procedurarea zonelor de conflict de interese, cum trebuie procedat, de ce a apărut chestia asta? Eu am încercat să sugerez o direcție, această divergență de interese între acționar și management. Ce ne mai poți spune despre. Din ce cunosc, în vest a apărut această preocupare pentru etica profesională, pentru deontologia profesională, datorită presiunii acționarilor care investesc în companii și care capitalizează companiile listate pe burse. Și în momentul în care o companie mare, Enron, WorldCom, pică pe bursă, toate celelalte companii sunt afectate. Și din dorința de a nu avea probleme de capitalizare, aici vorbim de bursele sănătoase, din interiorul companiilor se nasc aceste reglementări. În situația în care companiile nu reușesc să se autoreglementeze, intervine statul și prin diferite comisii, cum s-a întâmplat în Statele Unite, în mai multe rânduri, au fost introduse reglementări privind guvernanța corporatistă, privind etica profesională, privind controlul intern, privind managementul riscurilor. Dar prima reacție vine din partea companiilor, pentru că mediul corporatist nu așteaptă de obicei să-l reglementeze statul, ci se autoreglementează pentru a avea credibilitate și pentru a atrage investiții în acțiunile pe care ei le cotează pe bursă. Cu alte cuvinte, tu ne spui că presiunea vine dinspre investitori, astfel încât managementul să se comporte etic, Transparent, etic, transparent, să ia decizii oneste, oneste, obiective, da? să nu fie influențați de conflicte de interese, Exact. așa. Statul se implică pentru că are interesul ca zona aceasta care colectează foarte mulți bani, colectează banii publicului, Da. a investitorilor, să fie iarăși o zonă safe, Sănătoasă, sănătoasă din punct de vedere da. financiar, și atunci a apărut o legislație specială. Da. Iar apoi, la nivel de corporație, fiecare corporație Dus mai departe a dus această mai departe legislație. această tendință și Da. a rafinat-o cumva. Am dat un exemplu în manualul antifraudă 2013. Am inclus o prevedere a unei politici antifraudă și unei politici de management al riscurilor de integritate, care este publică, de la una dintre companiile mari care a trecut prin chinurile crizei 2008 și a rezistat. Tocmai despre asta vreau să te întreb. Tu ești realizatorul primului manual antifraudă în România, din câte Da, am înțeles eu? în 2010 am editat prima dată manualul antifraudă într-o formă incipientă, l-am distribuit gratuit pe LinkedIn la contactele mele, a ajuns la 1200 de contacte pe LinkedIn. L-am revizuit în 2011 și acum în 2012 am mai făcut o revizie, bucurându-mă de contribuția unor coautori, Manualul, da, te rog. persoane care au înțeles că un asemenea demers este benefic mediului de afaceri românesc și au contribuit cu opinii critice de care am ținut cont, cu cazuri pe care le-am inclus în manual și pe care îi simt aproape în această inițiativă. Manualul avem prezentat aici pe ecranul nostru. Adresa site-ului de web este WYMC.ro. www.ymc.ro. Y Marin Constantin.ro. Eu am Bun. master controller. Este un joc de cuvinte pe care l-am făcut. Zona asta de antifraudă, cum se integrează în toată problematica eticii la nivel corporatist? Vă desenez un triunghi. Așa. Conflictele de interese, Da. frauda și corupția.
Toate trei reprezintă cel mai mare adversar în etica corporatistă. Care e diferența între fraudă și corupție? Frauda se produce prin înșelăciune, corupția se produce prin înțelegere. Deci dacă noi Pentru noi doi, care da, specialiști dacă noi sunt toate la doi un loc. ne înțelegem să fraudăm organizația ta, eu te-am corupt. Dacă eu vreau să te fraudez cu ajutorul unui contract și îți prezint un contract fals pentru a obține de la organizația ta bani, valori sau alte servicii nemeritate, atunci este vorba de o fraudă. Am explicat grosier. În manual sunt explicate fraudele din mai multe zone, zona comercială, zona bancară, zona instituțională, evaziunea fiscală, am eu un capitol consistent despre evaziune fiscală, fraude cu fonduri europene. E un manual despre care am primit până acum multe opinii care mă fac mândru. Liviu, eu de asta te-am invitat astăzi la Money Makers. Tocmai pentru a apuncta importanța eticii în lumea afacerilor de astăzi și încercând prin câteva exemple, studii de caz la care tu ai făcut referire, să punctăm rolul eticii în ceea ce înseamnă încredere, decizie rațională și obiectivă, climat etic. Construit cultură organizațională bazată pe etică, care să poată atrage mai departe resursă umană motivată. Am vrut să punctez lucrurile astea pentru că ele, în final, au de-a face cu crearea avuției. Și toate companiile care vor să performeze, să aibă o rată de productivitate înaltă, profitabilitate înaltă și să creeze avuție pentru acționari, pentru angajați, a devenit un must al zilelor noastre, respectarea unor standarde minime de etică, așa cum tu ni le-ai descris. De aceea eu îți mulțumesc pentru participarea ta și sper să ne mai revedem în următoarea perioadă. Cu drag, pe o temă legată de fraude, oricând. Mai ales că mediul românesc tot ne oferă exemple de conflicte de interese sau fraude care au avut loc în ultima perioadă. Noi sperăm că nu, să nu mai avem așa ceva și să vorbim despre cu totul alte lucruri. Dar, după cum știi și tu, veștile proaste în zona asta financiară au abundat în ultima perioadă. Eu îți mulțumesc și așadar, dragi Mulțumesc și eu. prieteni, astăzi punem punct emisiunii noastre de emisiunii Money Makers. Vă invit să ne revedem săptămâna viitoare. Vă aștept să comentați și să-mi transmiteți observațiile voastre cu privire la conținutul, ideile și temele pe care le doriți discutate la Money Makers. La revedere!